200 de cicliști s-au întrecut în paradisul natural din Delta Făcărești. Amatori și profesioniști au luat startul la cea de-a treia ediție a București MBT Race, organizată de Federația Română de Ciclism. Cursele de mountain bike de toate vârstele au avut loc pe un inedit traseu de 6 km, care a fost parcurs de mai multe ori în funcție de categorie. La final s-a impus elvețianul Fabian Ginger, cunoscut rutier la nivel internațional, iar cel mai bine clasat român a fost Ede Molnar pe 4. Am putut să țin un loc foarte bun, o poziție destul de bună, locul 2, locul 3, locul 1, toate cursa. Poate am pierdut podiumul pe sprint.